În casa oricărei familii trebuie să se regăsească mereu o mică farmacie, adică trusa medicală. Și cum paza bună trece prin mejdiarea, este necesar să o dotăm cu cele mai necesare produse farmaceutice în situații de urgență. Pentru cei care nu au o trusă specială, medicul de familie Lilian Mândăcanu le recomandă să folosească o cutie cu pereți rigizi, unde să depoziteze toate preparatele. Singura grijă este ca produsele aflate în ea să nu fie cu termenul de valabilitate expirat. Ea conține minimul necesar de medicamente care sunt necesare pentru stările de se întâmplă combustii, arsuri, se întâmplă inhalații, se întâmplă înțepături, se întâmplă tăituri. În trusă trebuie să se regăsească un termometru, preparate împotriva durerii și a febrei, unguente pentru arsuri ușoare. Pe lângă preparate, e bine să avem și substanțele dezinfectante, cum ar fi apa oxigenată, spiritul și iodul. Nelipsite din trusa medicală a familiei, trebuie să fie și câteva instrumente medicale, precum foarfecile cu vârfuri rotunjite, mănuși de unică folosință și bandaj elastic, a mai adăugat medicul de familie. Trusa medicală, cum arată ea, se găsește în orice farmacie din țara noastră. Este accesibilă la preț, este accesibilă la preț și la accesoriile care sunt standard aplicate în această trusă. Aici trebuie să fie numai decât un carnețel pentru notițe, numai decât un pix, pentru a face unele însemnări despre medicamente și la ce stări se aplică. O pereche de foarfece, o lanternă, fiindcă poate să fie și când nu este o lumină, oare în condiții de nocturne, când se poate la, adică în afara apartamentului sau casei, un set de implasturi, o seringă să fie de orice îndevătate, o pereche de mănuși, un termometru, un garou, vată și tifon, și steril și steril, o soluție alcoolică de verde de briliant, o soluție externă de iod, o soluție de amoniac, un implastru, nesteril, cărbune activat, aspirină și paracetamol pentru stări de febrile, apă oxigenată, un garou elastic și pentru arsuri un spray de pantenol. Pentru dacă avem în casă cineva cardiac, adică să avem de o eventualitate validol. Angajații farmaciilor spun că oamenii preferă să-și improvizeze trusa medicală și mai puțin cumpără una gata dotată din farmacie. Noi se apropie foarte mulți pacienți și întreabă deseori despre preparatele care se găsesc în trusa medicală. Ce cumpără de obicei? De obicei se cumpără iodul, verde de briliant, tifonul, plasturile și atât. Cam... Adică nu toate medicamentele care... De obicei sau să cumpără trusa întreagă, dar foarte rar de la noi, sau completează. Această mămică spune că trusa medicală de acasă îi este de mare ajutor. У нас есть силёнка, йод, парастамол, бинт, вата, как называется, от ожога. Шприцы бывают иногда необходимо. În farmacii, o trusă medicală costă 300-400 de lei. Adevărul e că uneori trusa medicală trebuie să fie mult mai dotată. De exemplu, în cazul persoanelor care suferă de anumite maladii sau sunt în etate. Конечно, у каждого пожилого человека аптечка существует. Но по каким ценам нам достаются эти аптечки, то это нужно только подумать. Сколько они стоят? Кому как? Вот Тамара Макаровна у нас больная женщина, все, но дороговато медикаменты стоят. Если чисто вот такие вот от простуды, то 200-300 лей. Что чисто капли в нос, таблеточки от простуды, еще что-то. 300 лей, а это чувствительно для пенсионера. Trusa medicală trebuie ferită de mare căldură sau umezeală și să fie dosită într-un dulap, așa încât să nu le găsească copiii.